europene au răspuns la aceste derapaje morale și de la valorile creștine și tradiționale europene prin votul îndreptat către acele formațiuni care promovează valorile tradiționale și creștine care Europa s-a favorit și s-a consolidat. Și din punctul ăsta de vedere, noi ne-am asumat ca și mesaj, nu suntem un partid extremist, dar suntem un partid care vom spune lucruri pe nume. Nu? În România, noi ne opunem cu fermitate căsătoriilor între persoanele de același sex și adopțiilor făcute de către acestea. Pentru că cred că asta este normalitatea și normalitatea o vom promova. Mulți dintre dumneavoastră mă cunosc în mediul public ca un critic al politicilor UDMR și al partidelor maghiare din Ardeal. Lupta cu extremismul și separatismul maghiar din Ardeal este o componentă pe care Partidul România Unită o va trata cu atenție, dar nu este, cum să spun, este tot. Este doar o componentă. Cum de altfel, tot doar o componentă, este și apropierea idealului reunirii celor două state românești de pe harta Europei. Mesajul central al Partidului România Unită este acela de justiție socială. După 25 de ani de o pleiadă de inechități și injustiți sociale. În mare, cam așa este definit ideologic și doctrinal și programatic Partidul România Unită ca și proiect politic. În Argeș, ca și în țară, vedem aceste descindere ale DNA-ului, ale justiției. Și nu putem să nu vorbim despre acest lucru. Pentru că situația în care se află România după 25 de ani, în mare, sau în cea mai mare măsură, se datorează corupție generalizată. Corupție care afectează viața de zi cu zi a fiecărui om, corupție care a afectat județul Argeș, un județ cu un potențial economic uriaș, iar faptul că avem șomajul care îl avem, avem orașe puternic industrializate în perioada trecută și cu zero industrie acum și cu un nivel de trai scăzut, cauza principală este corupția. Și corupția este vulnerabilitatea numărul 1 a României. Eu am făcut și o paralelă cu Ucraina. Ucraina de ce a ajuns situația în care este astăzi? Pentru că a avut acel partid al regiunilor cu acei exponenți guvernatorii regionali, care nu sunt, la noi se numesc baroni locali, cam același lucru. Și au creat un sistem de corupție generalizată care a slăbit permanent statul și capacitatea statului ucrainian de a răspunde pericolelor venite din exterior. Ca dovadă, un stat slab care n-a fost capabil să se apere în fața pericolului de la Est numit Rusia. România nu este departe de Ucraina. Această corupție generalizată a slăbit permanent statul. Sigur, acum vedem o revigorare a justiției cu niște rezultate. Nu trebuie să ne bucure, trebuie să ne întristeze, pentru că nu vedem decât tot gunoiul din ultimii 25 de ani din societate scos la lumină.